Bine ați venit la o altă categorie de tutoriale despre web design. Vom începe categoria cu jQuery, această categorie, jQuery. jQuery este o bibliotecă de date care este folosită de către JavaScript. Dacă nu știm elemente de bază despre JavaScript, vă sfătuiesc să vă uitați în secțiunea creată de mine de JavaScript ca să înțelegeți JavaScript-ul. Iar jQuery este doar un mod de a extinde limbajul de scriere în JavaScript. Și jQuery folosește mai puține linii de cod în comparație cu JavaScript. Dacă, de exemplu, o să vedem mai încolo, într-o altă lecție, dacă în JavaScript scriam pur și simplu document getElement by ID, în jQuery scriem, de exemplu, semnul dolarului și diez și numele ID-ului. Și gata, mi-a selectat direct ID-ul. jQuery are o bibliotecă de date destul de mare, de unde se pot alege și folosi mai multe unelte pentru website-ul creat de dumneavoastră. Deci nu este nevoie să creăm noi chestiile, pur și simplu noi le accesăm. Haideți să dau un exemplu. De exemplu, avem un service auto, care este reprezentat de jQuery, da? De biblioteca noastră, serviciul auto, care este reprezentat de jQuery. Și avem și o mașină, da? Mașină, un autocar, o mașină, autovehicul, care reprezintă pagina web. Deci, jQuery reprezintă serviciul auto, mașina reprezintă pagina noastră web. Ok. Și se presupune că o mașină are nevoie de un nou motor, ok? La service, care este reprezentat de către jQuery, da, la serviciu auto, mecanicul are un motor în atelier pe care îl pune în acea mașină. Deci pur și simplu l-a pus acolo. Și are și uneltele necesare pentru a lucra, dar pe care el le folosește. Deci nu a fost nevoie ca el să creeze acel motor și nici nu a creat el uneltele din atelier. El pur și simplu le-a folosit. Asta face și jQuery. Este o bibliotecă de unde noi folosim anumite elemente. Le accesăm și creăm un design și, ca să spun așa, și anumite animații. Se poate spune că jQuery este un atelier care vine pregătit cu uneltele necesare pentru a le folosi în pagina noastră web. Este mult mai simplu și să accesăm un element din document Object Model atunci când folosim jQuery față de JavaScript simplu, da? jQuery folosește același principiu de a selecta elemente ca și CSS. Aici mă refer la faptul că folosește aceleași tipuri de selectoare pe care le folosește și CSS, ca de exemplu selectorul de tip class, selectorul de tip ID, selectorul care, știu că asta e un pleonasm, dar asta e selectorul care selectează după tipul de element folosit, adică punem paragraf, selectează toate paragrafele, punem H1, selectează toate elementele H1. Dar are și selectoare care sunt utilizate exact de jQuery, ale lui jQuery, și câteva dintre ele o să le folosim și noi într-o lecție viitoare.